Asta două zile după ce am sărbătorit 100 de ani de la desăvârșirea Unității Naționale și continuând, spun, începutul de acum un an și jumătate, când pe 27 martie, la sărbătoria 99 de ani de la unirea teritoriului între Prut și Nistru, numit impropriu Basarabia cu România, am vorbit despre această parte a țării, nu doar despre unirea ei, ci despre câteva aspecte din istoria acestui teritoriu. Astăzi, la 20 după ce am sărbătorit 100 de ani de la unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanii și Marea Mureșului cu România, am hotărât să fac această prezentare despre istoria Transilvaniei, sau mai bine, aspecte din istoria Transilvaniei, pentru că sunt peste 1000 de ani de istorie, pe care încercăm să-i concentrăm într-o oră, deci 1000 de ani într-o oră, în care mă interesează să vă prezint, în primul rând, transformările care au avut loc cu acest teritoriu. De la începuturile, spunem, statalității medievale, din timpul primelor voievodate, conduse de Glad, Gelu și Menumărut, până la desăvârșirea Unității Naționale la 1 decembrie 1918 și în anii imediat următori, dacă ne apucăm cu tratatele de pace și cu ceea ce avea să se întâmple. Așadar, o să trecem gospodărește la treabă, urmând firul cronologic pe cât posibil, astfel încât să știm cum a evoluat situația în teritoriul de dincolo de Carpați, în Vlahia Transalpină, pe care o cunoaștem ca Transilvania, și bineînțeles cu explicarea denumirii. Așa că să încep cu sfârșitul secolului al IX-lea după Hristos, când pe teritoriul Banatului, Crișani și a Transilvaniei, existau trei formațiuni statale, conduse de către trei voievozi, eu spun toți trei români, cronica ne spune doar despre doi dintre ei, despre al treilea vom citi ceva care ne va duce către concluzia că și al treilea era tot român. Și cei trei erau Glad, care stăpânea în partea de sud-vest a Transilvaniei și, bineînțeles, partea Banatului. Gelu, cel mai important dintre ei, în interiorul Alpului Carpatic, în Transilvania, și Menumărut, cel de-al treilea, în partea de nord-vest, în partea Oradea Bihorului și în toată Crișana până la Tisa. Tot la sfârșitul secolului al IX-lea, după Hristos, din capătul Asiei, aveau să migreze tribul ungurilor, maghiari, cum se numesc ei, împreună cu alte diferite triburi pe care le-au cuprins în această migrație. Ajung pe teritoriul Rusiei și al Ucrainei de astăzi, trecând prin pasurile Carpaților Păduroși, se opresc în Panonia, de unde încep atacurile deja și pradă spre Occident și spre Răsărit. În Răsărit pe cine întâlnesc? Pe cei trei voievozi. Glad, Gelu și Menumărut. Primul dintre ei, pe care este Menumărut, căruia îi solicită, printre altele, să îi dăruiască și o parte din țara lui. Vom citi imediat și răspunsul pe care l-a dat Menumărut. Despre Glad, care stăpânea în partea Banatului, se spune că stăpânea peste români și peste slavi, peste vlahi și peste slavi. Despre Gelu, cel mai important din Transilvania, mi se spune clar că era român. Cronica face referire inclusiv la naționalitatea lui. Însă despre Menumărut, cum am spus, nu există niciun fel de informații cu privire la naționalitatea lui și referitor la originea. Dar atunci când solii marelui duce Arpad îi cer, printre altele, să-i dea o parte din teritoriul său,
Domnul Paulus dă următorul răspuns, cel puțin așa ne prezintă cronica, sub forma unui discurs fictiv, dar din care putem trage multe concluzii. Și anume, iar duce nemenomorât, i-a primit bunăvoință și încărcându-i cu diferite daruri, la treia zi le-a spus să se întoarcă acasă. Totuși l-a dat răspunsul zicându-le. Spuneți-lui Arpad, ducele Hungariei, domnului vostru, datorii suntem ca un amic unui amic, cu toate ce sunt necesare, fiindcă e om străin și duce lipsă de multe. Teritoriul însă ce l-a cerut bunei voința noastră, nu îl vom ceda niciodată câtă vreme vom fi în viață. Și ne-a părut rău că ducele Salamis i-a cedat un foarte mare teritoriu, fie din dragoste, cum se spune, fie de frică ceea ce se tăgăduiește. Noi însă nici din dragoste, nici de frică nu-i cedăm din pământ nici cât un deget. Deși a spus că are un drept asupra lui și vorbele lui nu ne tulbură inima, că ne-a arătat că descine din neamul regelui Atila, care se numea Biciul lui Dumnezeu. Și chiar dacă acela a răpit prin violență această țară de la strămoșul meu, acum însă, grație stăpânului meu, împăratul din Constantinopol, nimeni și nimic nu mi-o smulge din mâinile mele. Spunele acestea le-a dat drumul să plece. Cum vi se pare acest răspuns? Mie se pare că seamănă aproape evident cu răspunsul care a dat Mircea și-a bătrân și te face mare solor turci. Numai că este cu câteva sute de ani mai înainte. Așadar, în acest răspuns, personal trag trei concluzii. 1. Că se vede acea mentalitate specific românească. Bun, bun, ospitalitate, oferim tot ceea ce avem, tot ceea ce putem. Că om străin și duce lucruri de multe, însă când e vorba de moșie, de pământ, nu-i vom ceta nici cât un deget, cu toate că avea drept consecință ce? Expunerea în fața unui pericol iminent. Așadar, pe de-o parte, mentalitatea noastră specific românească, totul, dar până la pământ. Acolo nu mai intră în discuție. Apoi face referire la strămoșul său de la care Atila a furat țara pentru un timp. Ceea ce arată originea locală a lui Menomorut. Și apoi face referire și la suzeranul de la Constantinopol. Ceea ce implică încă un aspect. Dacă era vasalul împăratului la Constantinopol, era și creștin în rit oriental, înainte de 1054. Cu alte cuvinte, avem confirmarea prin acest răspuns a faptului că era autohton, român, mentalitate și convertit la creștinism în rit oriental, în legătură directă cu împăratul la Constantinopol. Așadar, cei trei voievozi, Glad, care stăpânea peste români și peste slavi în Banat, Gelu, despre care spune că era clar român și Menomorut, stăpâneau pământul Transilvania al Crișanei și al Banatului în perioada de dinaintea sosirii vecinilor noștri de la vest. Numai că situațiile aveau să se transforme în mai multe faze. Deci faza întâi este cea a voievodatelor românești. Faza a doua este a atacului dinspre vest către est a ungurilor. Bineînțeles și cu celelalte triburi care fusese luate de-a lungul migrației. Și din păcate cei trei voievozi români, nefiind uniți, o altă problemă asta, au fost învinși și rând pe rând. Dar un lucru foarte important, pe atunci armatele și aceste confruntări nu erau nici cu mii, nici cu zeci de mii de persoane. Și armatele ajungeau la câteva sute de oameni, de o parte și cealaltă, dacă vorbim la 1000 de oameni, deja vorbim de confruntări destul de mari pentru acea perioadă. Așadar, fără să schimbe structura populației, fără să schimbe structura nici etnică, nici confesională și nici socială a populației, ci numai înlocuind la nivelul superficial superior conducătorii români cu alții de origine ungară. Asta este faza întâi, când aceștia au încă păgâni. Singurul lucru care dădea unitate și coeziune între ei erau atacurile de Jaf și Prahova. Dar numai că
trăind rupți de cei de la Buda și din Panonia, în Transilvania, într-o populație majoritar românească și convertită de multe secole la creștinism, aveau să se convertească ei în prima fază la creștinism. La a treia generație, deci cel care intră în persoană este un tuhutu mai mai puțină importanță, are un fiu, Holger, care are doi fii, Giula și Zubon. Aceștia, în anul 950 după Hristos, se convertesc la creștinism în rit oriental și se botează într-un baptisteru care, a cărui fundație se păstrează și astăzi în formă de rotondă, este în interiorul catedralei catolice de la Alba Iulia, care a fost construită peste ruinele acestui, de fapt, fundația vechiului baptisteru în formă de rotondă. Și acești doi frați, Giula și Zubor, la anul 950 după Hristos, au să se convertesc la creștinism în rit oriental. Ceea ce implică integrarea lor și asimilarea lor în marea masă a populației românești. Și un lucru foarte important. În Evul Mediu, identitatea unei persoane nu era dată nici de naționalitate și nici de limbă, ci era dată de religie, religie care reprezenta însăși legea acelei persoane și de statutul social. Fiecare om era primit oriunde ajungea, în conformitate cu statutul social, dacă era nobil ca un nobil, dacă era țăran ca un țăran, dacă era negustor ca un negustor. Acestea erau aspectele care dau identitate unei persoane în Evul Mediu. Religia și statutul social. Așadar, prin convertirea la creștinism în rit oriental, ei aveau să se integreze în primă fază în populația românească și să fie românizați. Vorbim de a doua jumătate a secolului X, după 950 și până la începutul secolului XI, când se întâmplă un alt aspect. În anul 1001 după Hristos, ultimul han păgân din Panonia, și anume Vaic, a cărui mamă nu era nimeni alta decât fica lui Giula de la 950, despre care v-am spus, avea să se convertească la creștinism în rit occidental, fiind botezat de Papa Silvestru al II-lea, în anul 1001 după Hristos. Și care avea să-și numele de Ștefan, cunoscutul rege Ștefan I al Ungariei, care mai apoi a fost și santificat în Biserica Cuseană, spunem așa, nu este nimeni altul decât fostul Vaic, han păgân, care, după căsătoria cu Gizela de Bavaria, se convertește la creștinism în rit occidental. Și care impune convertirea de sus spre masa populației, numai că nu au prea acceptat așa ușor vecinii de la vest creștinismul, fie el și variantă occidentală. Și în consecință, în prima parte a secolului al XI-lea, izbucnește un nou conflict între fostul Vaic devenit Ștefan și vărul mamei lui, Giula al II-lea, adică fiul lui Zubor. Erau, spunem, urmașii, nepotul de fratea lui Giula de la 950, tot convertit în rit oriental, că deja era o generație mai târziu, dar care intră în conflict cu Ștefan I, izvoarele ne argumentează acest conflict tot pe criteriul religios. Unul era convertit la creștinism în rit oriental, iar unul în rit occidental. Acest lucru fiind înainte de 1054, adică înainte de schisma, să zicem, oficială a bisericii. Așadar, după acest conflict destul de lung, de peste 20 de ani, noul voievod al Transilvaniei, și anume Giula cel Mic, cel de secolul XI, este făcut prizonier și avea să înciteze din viață în închisoare la Buda. În consecință, după această a doua fază a voievozilor de origine ungară, dar românizați, începe cea de-a treia fază din secolul al XI-lea, în care voievozii Transilvaniei aveau să devină vasali regelui ungar. Raportul feudo-vasalic, atenție, era între doi nobili. Nu era între un stăpân și un servitor. Raportul feudo-vasalic era între
un senior și un vasal, dar și acesta tot nobil, cu drepturi și obligații de o parte și de cealaltă. Drepturi pentru vasal de protecție din partea seniorului, dar și obligații, auxilium et consilium, adică sfat și ajutor, ajutor bineînțeles fiind în special cel militar, atunci când era chemat în oastea suzerană, scuzați. În consecință, spunem, de pe la jumătatea secolului al XIX-lea, voievodul Transilvaniei devine efectiv vasal către regele Ungariei și prin acest raport de vasalitate, deciziile regelui Ungariei trebuiau puse în aplicare și în Transilvania, dar nu direct ca un funcționar, ci prin intermediul unui alt, spunem, voievod. Partea Crișanei și partea Banatului cu unele intermitențe aveau să fie înglobate oarecum în regatul Ungariei în acea perioadă. Dar Transilvania intracarpatică era un voievodat separat, autonom, doar pe vasal regelui Ungariei. Și așa se spune că vine faza a treia, care începe de prin secolul al XI-lea și cu unele transformări va dura până în anul 1526 sau până spre anul 1541 avem o perioadă de 15 ani destul de tulbure la transformarea voievodatului în principat. Ce se întâmplă în voievodatul Transilvan? La început, gândiți-vă, populația nu era atât de numeroasă, iar spațiul generos pentru toată lumea. În secolul XI, densitatea era destul de mică. Începând cu secolul al XII-lea, pe partea de est a Transilvaniei sunt colonizați secuii. Secuii sunt un trib diferit de cel al maghiarilor, dar înrudiți. Însă o populație foarte militară și încă o populație în aceasta foarte, spunem, mai dură. Reprezentau avangarda întotdeauna în armata ungară. Tocmai pentru a păzi trecătorile din Carpații Orientali, pentru că pe acolo mai veneau pe atunci peceneci, cumani și mai târziu aveau să vină și tătari. La sfârșitul secolului al XII-lea și începutul secolului al XIII-lea, aveau să fie invitați, sași. Sașii fac parte dintr-o migrație mai amplă, care are loc la nivel european, pe parcursul secolului al XII-lea și al XIII-lea. Când? Din teritorii cu o densitate mai mare din Occident, din lumea germanică, începând cu Brabant și Luxemburg, în prima fază, și continuând mai târziu în secolul al XIII-lea cu Saxonia, persoane destul de sărace, simpli meșteșugari sau țărani, aveau să migreze către răsărit. Și aceștia ajung și în Croația, și în Ungaria, și într-o parte a Poloniei și ajung și în Transilvania noastră. Unde găsesc inclusiv un cadru natural asemănător cu locurile lor de origine, și anume dealuri în apropierea munților. Se așează și având privilegii, aceste privilegii constau în posibilitatea de a nu plăti taxe și impozite în timp, ori de a le plăti mai mici. Fiind buni meșteșugari, dar și buni negustori, și venind inclusiv cu acea cultură a orașului medieval care a început să se refacă în Occident, vor transforma diferite sate românești în mici orașe. Așa vei se întâmplă și la Brașov, și la Sighișoara, și la Sibiu, și la Bistrița. Bineînțeles, cu o funcție meșteșugărească și în același timp și una comercială. Așa aveau să refacă o parte din orașele din Transilvania. Nu toate, dar cea mai mare parte dintre ele. Așadar, în primele secole ale celui de-al doilea mileniu, avem în Transilvania o populație majoritară românească, în general, la nivel de, cum să spun, cu ocupații, mai ales în agricultură. Avem o colonizare a secuilor destul de concentrată în Transilvania de Est cu funcție militară
și sosirea sașilor de origine germană, care se așează în special pe latura de sud, dar și centru și inclusiv avem orașul Bistrița din nord, la fel un oraș cu funcție meșturărească și încă și mai mult comercială, unde s-au așezat o parte dintre sași. Din punct de vedere confesional, avem iarăși o situație pestriță. Populația românească, creștină, ortodoxă, majoritate. Sașii, când au venit, erau deja convertiți la creștinism de ceva secole bune, dar în rit occidental și, spunem, variantă catolică, așa cum au venit din lumea lor. Iar ungurii și secuii, inițial păgâni, și cu o convertire foarte superficială la creștinism, în variantă occidentală și apoi catolică, așa cum înțelegem noi astăzi. Tot acum, în această perioadă, apare și denumirea teritoriului. Noi astăzi o cunoaștem și folosim numele de Transilvania. Corect? Dar mai știm și denumirea de Ardeal. Și totuși niciuna dintre cele două nu a fost prima denumire. Toate cele trei denumiri ale țării noastre de la nord-vest de Carpați au fost date de către vecinii de la Apus. Două dintre denumiri au fost date pe cale scriptică, pe cale documentară, ca să zic așa, și una pe cale orală populară. Cea mai veche dintre ele este de Terra Ultra Silvana. Adică prima denumire a Transilvaniei, care este dată pe cale scriptică, documentară, este de Terra Ultra Silvana. O denumire foarte importantă care ne ajută inclusiv la datarea unor izvoare. Și anume vechea cronică gesta hungaro-rom ne ajută foarte mult folosirea acestui termen. Acest termen provine din limba latină medievală, dar de factură italiană. Adică, grămătici, cei care scriau în cancelaria regală și apoi voivodală și din diferite centre episcopale, catolice, au folosit termenul de Terra Ultra Silvana, cu înțelesul foarte clar, țara de dincolo de pădure. Care pădure? Păi în Valea Tisei erau păduri foarte întinse, asta se mai văd rămășițele prin nordul Banatului, pe la mănăstirea Bodrogu, cea mai veche atestată documentare din România, 1177. Erau păduri foarte întinse. Țara de dincolo de pădure, în limba latină medievală, dar de factură italiană, a fost Terra Ultra Silvana. Și această denumire a fost folosită pentru 200 și ceva de ani, până în jurul anului 1200, când, pe la al treilea regimdare, schimbă cancelarii cu grămătici, formați în partea germanică, care au folosit a doua denumire, tot pe cale scriptică documentară, și anume de Transilvania, adică tot țara de dincolo de pădure, dar din limba latină medievală, de factură germanică. Și bineînțeles, acest al doilea nume, fiind folosit apoi, a ajuns până în zilele noastre pe scară laibă, deci Transilvania. Dar mai cunoaștem și numele de Ardeal, corect? Care este pe nivel popular. Știți din ce limbă provine cuvântul Ardeal? Chiar din limba ungară. Erdo Eili, adică țara de dincolo de pădure. Erdo Eili, care a dat Erdeli, din care românii au înțeles Ardeal. Așadar, cuvântul Ardeal este un cuvânt românesc, dar provine din ungurescul Erdo Eli, care are înțelesul același. Țara de dincolo de pădure. Așadar, denumirea Transilvaniei este dată de către vecinii de la vest, cu același înțeles, dar în funcție de originea
lingvistică și perioada folosită, întâlnim toate cele trei denumiri ale Transilvaniei. Bun. În cadrul voivodatul Transilvaniei, din punct de vedere social, avem țăran și nobil. Și apoi apar meșteșugare, mai ales cu sosirea sașului. V-am spus că identitatea persoanei era dată de lege, adică de religie, și de statutul social. Inițial, după 1054, schisma, la nivel înalt, se știa Roma, Constantinopol, dar în societatea profundă, încă ruptura nu se produsese. Dar avea să se producă după 100 și ceva de ani, la 1204, cea de-a patra cruciadă, deturnată de venețieni, care transportă pe cruciați în loc de locurile Sfântului de Ierusalim, la Constantinopol. Asediază Constantinopol, îl cuceresc și apoi îl jefuiesc într-o manieră oribilă. Mai mult decât aveau să facă turcii otomani mai târziu. Iar după 1204, are loc și acea ruptură profundă între Occidentul Catolic și Orientul Creștin-Ortodox. Și după 1204, mai mulți papi, primul dintre ei și cel mai vechi document pe care îl cunosc este la 1179, când, nu, 1279, scuzați, 1279, secol 13, da, când Papa Nicolae al II-lea îi cere regele Ungariei Andrei al III-lea să-i alunge pe schismatici, adică pe creștinii ortodoxi. Regatul Ungar era proclamat regat apostolic. De ce? Pentru că era regatul catolic cel mai răsăritean. Fiind regatul catolic cel mai răsăritean, avea misiunea din partea papalității de a propaga prin prozeletism și a aduce la ascultarea de Biserica Romei pe ceilalți, că erau schismatici, adică ortodoxi sau păgâni, diferiți migratori, peceneci, cumani, cu tătarii n-au avut nicio șansă, spre aceea la ascultarea de Biserica Romei. Și pe cei care nu se convertesc, se alunge din regat. Asta se întâmplă cu sfârșitul secolului al XIII-lea și cu diferite intermitențe avea să se întâmple până în secolul XVI. Numai că regele Ungariei convenea să-și alunge populația? Nu-i convenea. Cine mai plătea taxe și impozite? De unde mai veneau banii? Nu-i convenea. Și decizia a fost luată diferit. Și anume, aceea de a condiționa recunoașterea titlului nobiliar și a posesiunii de feudă de apartenența la confesiunea occidentală catolică. Ceea ce a lovit direct în nobilii români care existau în partea Transilvaniei. Creștini ortodoxi, nobili, dar odată ce au fost puși în fața faptul de a alege între lege și privilegii, nu a fost ușor. Această situație nu a fost una continuă și liniară, ci una cu intermitență. Când mai perioadă de relaxată, când perioadă mai încordată. Situațiile au fost două, pentru câțiva din ei și au avut-o și pe a treia. Și anume, cei mai mulți au rămas creștini ortodoxi. Dar și-au pierdut ce? Statutul și proprietate. Și aveau să devină ușor din nobil, în simpli țărani, cu ceva pământ și mai târziu, inclusiv, fără acest pământ. Vorbim la nivel de secole, atenție, nu la nivel de ani sau zeci de ani, ci la nivel de secole. Alții, mai puțin numeric, au preferat să-și păstreze privilegiile, s-au convertit la catolicism și aveau să suie pe scara ierarhică socială, dar aveau să-și piardă identitatea națională. Exemplul cel mai bun și cunoscut este al familiei de Hunedoara, care în trei generații
Ajung de la simpli nobili locali, rege. Voi cu tatălui Iancu de Hunedoara, român ortodox din țara Hunedoara. Se convertește la catolicism. Bun, se zice că ar fi salvat și viața lui Sigismund de Luxemburg într-o luptă. Primește și domeniul mare al Hunedoarei. Fiul Iancu botezat de la început în rit catolic. Avea să devină nimic altceva decât voievod al Transilvaniei și co-regent pentru un mic rege al Ungariei, Ladislau, nu știu, la anii 40 ai secolului 15. Iar fiul mai mic, Matei Corvin, avea să devină chiar rege al Ungariei, ultimul mare rege al Ungariei, Matei Corvin, are origine românească. Numai că, prin educație și mediul de trai, își pierduse cu totul identitatea românească. Poate nici măcar nu mai visa că el la origine a fost român. Bunicul Voicu, 100% român. Iancu, bun, și tată și mama erau amândoi români la Iancu de Hunedoara, dar deja a făcut un pas în partea cealaltă. Dar și cunoștea originea și inclusiv limba. Numai că a treia generație Matei Corvin își pierde identitatea națională și devine rege al Ungariei. Așadar, vedeți, identitatea nu o dă nici originea, nici limba, ci legea, religia și statutul social. La fel avea să întâmple mai târziu cu familia Cândea, cea din țara Hațegului, care s-a luptat cu regalitatea ungară sute de ani. Chiar aproape de sfârșit de secol XV se convertește la catolicism și apoi în secolul XVI trece și în varianta protestantă calvină și devine familia Chendofi. Așadar, familia Chendofi, care astăzi a mai primit mare teren în munții Retezat, este vecea familie românească Cândea. Și așa se întâmplă cu mai multe familii nobiliare românești din Transilvania. Prin convertire își pierd identitatea națională. A treia variantă a fost valabilă mai pentru câțiva. Cei din spațiul exterior al Transilvaniei. Și anume, Radu Negru Vodă din țara Făgărașului, care trece la sud de Carpați, și dreapta mai ales Bogdan Vodă, care pleacă din Maramură și l-a răsărit de Carpați. Ce aveau să facă ei? Își păstrează statutul, își păstrează legea, credința ortodoxă, dar pleacă. Unul pleacă la sud de Carpați și nu avea să întemeze țara mânească, dar avea să pună bazele a ceea ce avea să devină statul medieval țara mânească. Iar celălalt Bogdan, din Maramureș, avea să întemeze efectiv statul medieval de la răsărit de Carpați, pe care însuși fondatorul avea să-l numească cu numele de Moldova, numele râului pe valea cui a plecat din Maramureș spre răsărit. Așadar, câțiva dintre ei au a treia șansă, dar numai câțiva. Și în acest fel, vedeți, pun bazele sau întemează efectiv statele medievale de la sud și de la răsărit de Carpați. Celelalte două românii. Aceasta a fost situația în voievodatul Transilvaniei până la începutul secolului al XVI-lea, care avea să aducă câteva schimbări foarte importante. Secolul XVI-lea e un secol de transformări la nivel european foarte, foarte mari. În secolul XVI-lea apar reformele protestante în Occident și care aveau să ajungă în spațiul românesc, numai în Transilvania. Și tot în secolul XVI-lea, Imperiul Otoman, în timpul lui Soliman Magnificul, aveau să distrugă armata ungară la Mohaci în anul 1526, și să cucerească Ungaria. Adică Ungaria dispare și devine pașalâc cu administrație musulmană în cadrul Imperiului Otoman. Și un an mai târziu, același Soliman Magnificul ajunge la Viena, pe care o asediază, dar nu reușește să o cucerească. Deci Ungaria dispare. Ce se întâmplă cu Transilvania? Partea Banatului este cucerită tot de turci. Pe lângă Dobrogea, care a făcut parte din Imperiul Otoman mai multe sute de ani, celălalt teritoriu românesc
care a mai fost ocupat și administrat de otomani, cu administrație musulmană, este Banatul. După 1526 și până la sfârșitul secolului 17, începutul secolului 18, când vin Habsburgii. Așadar, Banatul este la fel cucerit de otomani, Ungaria este cucerită de otomani și Transilvania se reorganizează după mai multe frământări interne. În 1541 este proclamat Principatul Transilvaniei. V-am spus că voivodatul Transilvaniei cuprindea doar spațiul intracarpatic al podișului Transilvaniei și cu munții Apuseni. Însă Principatul Transilvaniei de după 1541 cuprindea și toată Crișana până la Tisa și tot Marea Mureșului. Așadar, Principatul Transilvaniei este mai mare teritorial. Principii Transilvaniei sunt numeroși. Situația socială, tocmai v-am spus-o, că nobilii români cam dispăruseră. Și cei din straturile superioare ale societății cam erau oriunguri ori deja maghiarizați, cum am vorbit. Tot acum apar și conflictele religioase în Transilvania, pentru că printre catolici apar protestanți, și anume sașii devin protestanți luterani, ungurii secuii devin majoritar protestanți calvini, o parte unitariene, adică o reformă și mai radicală, și românii rămân așa cum erau majoritate ortodoxi, dar fără drepturi politice. Pentru că tot în această perioadă de sfârșit a perioadei voievodatului, până la trecerea la Principatul Transilvaniei, în urma răscoalei de la Bobân, la 1437, și a războiului țărănesc, mai corect decât răscoala condusă de Gheorghe Doja, 1514-15, în cadrul Transilvaniei, Dieta, fiind un fel de parlament, statul țării, cum vrem să-i zicem în Transilvania, luaseră două hotărâri. Primul, Unio Trium Nationum, și al doilea, Tripartitului Verde, prin care românii ortodoxi erau excluși din viața politică a voievodatului Transilvaniei și aceste decizii aveau să fie valabile și pe perioada Principatului Transilvaniei, cu o mică întrerupere în timpul lui Mihai Viteazul. Așadar, cei care aveau să conducă Principatul Transilvaniei proveneau, în general, tot din familiile nobiliare ungurești sau maghiarizate din Transilvania. Numai că principele Transilvaniei nu mai era vasal regiunii Ungariei, care de fapt nu mai exista, ci era vasal cui credeți? Tot sultanului otoman. Această vasalitate reprezenta tot plata unui tribut și a unor cadouri mai neoficiale, cum se întâmpla și cu voievodul sau principele țării românești și cu cel al Moldovei. Așadar, în secolul al XVI-lea, situația celor trei țări române, Moldova, Transilvania și Valahia, țara românească, încep să devină foarte asemănătoare. Trei principi, toți plăteau tribut sultanului. Și cumva trebuiau să fie recunoscuți și de sultan. Pentru că tot din perioada aceasta începe și, să spunem, supunerea mai accentuată a domnilor din țara românească, tot de pe la 1530 și după Radu Paisie, și din Moldova după Petru Rareș, către sultanii otomani. Și tot în această perioadă începe să se vehiculeze la nivel și european, dar și local, ideea refacerii unui stat în granițele vechii dacii. Un stat care să fie interpus între Imperiul Otoman, cel Habsburgic și Regatul Poloniei din Nord.
Bașca și cu rol de protecție împotriva tătarilor care continuau să atace pentru jaf dinspre răsărit. Așadar, ideea refacerii unui stat în granițele vechii Dacii, în secolul XVI, devine din ce în ce mai prezent. Numai că fiecare voia să tragă de partea lui acesta, să îl controleze, să îl conducă și să îl folosească în interes propriu. Și Imperiul Habsburgic, și Polonia, mai mult sau mai puțin, dar și la nivelul elitei locale. Deci aceea să spunem că este contextul de dinainte de Mihai Viteazul. Și cu un pericol otoman la sudul Dunării și până spre vestul Europei, foarte clar. Știți care era personificarea spaimei colective în secolul al XVI în Europa, în Occident? Capul de turc. Acesta era personificarea spaimei colective. Odată ce au zis la Viena, nu mai era ceva departe de care poți să stai liniștiți, ci un pericol iminent. E, în acest context, s-a încercat refacerea unității, numai că nu s-a reușit așa ușor. Dacă pun întrebarea, cine a unit prima dată cele trei țări române, ce îmi răspundeți? Până. Corect. Dar dacă întreb cine s-au numit prima dată principe al Moldovei, Transilvaniei, Stărâmești, ce-mi răspundeți? Tu nu. Hm? Nu. Sigismund Bathory. S-a numit. Dar a fost cu 5 ani mai înainte. Cu 5 ani mai devreme. Ce se întâmplă? Mihai Viteazul ajunge pe tronul Țării Românești, în 1593, cumpărând tronul de la otomani, chiar cu o sumă foarte mare. Numai că nu avea să plătească împrumuturile, știți, împrumuturile la femei cel de atunci, ci avea să pună tunul pe ei când au venit să-și ia bani. Începe o campanie de atac pentru distrugerea cetăților otomane din lungul Dunării și de la sud de Dunării, dar pentru a avea siguranță, încearcă încheierea unei alianțe cu Sigismund Bathory, care era principe în Transilvania. Trimite faimoasa delegație la Brașov, care în loc de tratat de alianță, face un tratat de vasalitate, prin care recunoaște ca țară românească să fie vasală Mihai Viteazul, către Sigismund Bathory. Acela Sigismund Bathory reușește să obțină un tratat asemănător și cu Ștefan Răzvan al Moldovei. Aliatul lui Mihai Viteazul, singurul voievod de origine, știți ce origine avea Ștefan Răzvan? Era țigan. Singur. A fost. Pe tronul Moldovei. Și în baza celor două tratate, Sigismund Bathory se autonumește principe al Transilvaniei, unde era, principe al Țării Românești și al Moldovei. Dar doar s-a numit. De ce nu a fost? Dintr-un motiv foarte simplu. Deci el, practic, se autonumește pe baza unor documente. Iar dacă cineva vă spune că primul care a făcut unirea nu a fost Mihai Viteazul, ci Sigismund Bathory, spune un adevăr și o minciună în același timp. El se numește în baza acestor tratate. Dar nu este. De ce nu este? Nu. Avea nici cum să recunoască, dar mai era nevoie de un lucru. Să existe o decizie a lui Sigismund Bathory pentru Țara Românească, o oareșcare decizie pentru Moldova și care să fie pusă în aplicare. Aceste hotărâri ale lui, că sunt administrative, că judecători, de ce vreți fel vreți, nu există. Nu există niciun document, nu există nicio informație prin care o decizie a lui Sigismund Bathory să fie luată și aplicată în Țara Românească, o decizie a lui Sigismund Bathory să fie luată și aplicată în Moldova.
Așadar, putem vorbi numai de o autonumire în baza unor documente, dar fără să fi condus efectiv în niciun fel, nici Țara Unească, nici Moldova. Transilvania o avem. Asta este. După care este perioada aceea foarte tulpă. Cu lupte cu otomani, o luptă lui Sigismund Bathory, la fel cu otomani, pe care o pierde categoric și pleacă. Vine vărul Andrei Bathory, cardinal, un interpus al otomanilor și al Poloniei pe tronul Transilvaniei. Și în acest context, Mihai Viteazul ia pe cont propriu misiunea refacerii statului în vechile granițe ale Daciei. În toamna anului 1599 atacă Transilvania, pe care o cucerește efectiv, și în primăvara anului următor, 1600, trece munții din Transilvania și înaintează și din Țara Unească și fără luptă unește și Moldova. Bun, acum oastea Moldovei era formată din oastea mare a Moldovei, un corp de mercenari și un corp de oaste polonez venit în ajutorul lui Ieremia Movil. Cine îi convinge pe oștenii moldoveni să nu treacă la luptă, ci să deschidă cetățile în fața lui Mihai Viteazul, în fața propriului principe? Este pe atunci episcopul de Roma, devenit mai târziu mitropolitul Moldovei, Anastasie Crinca, fondatorul mănăstirii Dragomirii, de lângă Suceava. Și în acest fel, fără lupte efective de mare amvergură, Mihai Viteazul unește și Moldova împreună cu Țara Unească și Transilvania. Imaginea, care o știți, am preferat să fac conferința fără proiecții pentru că însemna să mă duce și mai mult și am preferat să merg pe parte de informații. Intrarea triunfală lui Mihai Viteazul unde are loc? În Alba Iulie. Și Mihai Viteazul unde se proclamă principe? Al Moldovei, al Transilvaniei și al Țării Românești. Tot la Alba Iulie. Deci în anul 1600, Mihai Viteazul se proclamă principe al Moldovei, Transilvaniei și Țării Românești la Alba Iulie. Dar există decizii administrative sau judecătorești al lui Mihai Viteazul în Transilvania, în Moldova, există. Numește persoane în diet, așadar în Parlament. Face judecăți. Știți, principele, domnul pe atunci avea puterea și cea legislativă, și cea executivă, și cea judecătorească. Și Mihai Viteazul mai face un lucru foarte important. Și anume, întemeiază din punct de vedere oficial, că neoficial exista înainte, dar oficial, vechea mitropolie creștină-ortodoxă a Transilvaniei la Alba Iulia. Primul lucru pe care îl face Mihai Viteazul, după ce ajunge, se proclamă și principe al Transilvaniei, chiar în 1599, întemeiază mitropolia ortodoxă la Alba Iulia. Ceea ce, bine, dacă am scos din minți pe ceilalți. Și dacă unirea lui Mihai Viteazul rezistă aproape un an, mitropolia va să mai dureze încă 100 de ani. Așadar, Mihai Viteazul dă și o structură oficială ecleziastică pentru românii ortodoxi din Transilvania. Așadar, avem decizie foarte clară, pe lângă altele, în care și-a folosit dreptul de suveran al Principatului Transilvania. Care era teritoriul celor trei țări române unite de Mihai Viteazul? Păi Țara Românească era de la Carpați la Dunăre. Moldova era de la Carpați la Nistru, chiar cu niște avamposturi dincolo de Nistru, și nord cu totul, până la granița cu Polonia. Iar Transilvania era Transilvania intracarpatică, Crișana până la Tisa și Marea Mureșul tot. Lipsa numai
Banatul, ocupat de otomani. Și cu Dobrogea un statut foarte ambigu, pentru că Dobrogea, într-adevăr, era ocupată de otomani, însă, prin campania lui Mihai Viteazu, de distrugerea garnizoanelor otomane din lungul Dunării, el ajunsese și în Dobrogea. Dar spune, Dobrogea era un spațiu mai, cu un statut mai ambigu în acest an. Conflicte și, oricum, cu o densitate a populației foarte mică. Așadar, aceasta este prima unire efectivă, e adevărat personală, a lui Mihai Viteazu. Care, din păcate, cu ajutorul vecinilor noștri, Imperiul Habsburgic, Imperiul Otoman și Regatul Polonii, și cu sprijin tătar, a rezistat doar un an. Dar așa m-a spus, mitropolia avea să reziste 100 de ani. 100 de ani de mitropolie, ești neodoxă, la Alba Iulia, care a dat 3 sfinți mitropoliți. Ilie Orest, Sava Brancovici și Simeon Ștefan. Cel de-al treilea fiind și cel care tipărește pentru prima dată integral Noul Testament în limba română. 1688, Noul Testament de la Bălgrad, adică de la Alba Iulia. Ar trebui să explic și numele de Alba Iulia, dar eventual o fac mai dețin. Situația după Mihai Viteazu cumva revine la ce a fost înainte. Adică o țară românească cu principi, vasal, otoman, dar cu obligații mult mai mici decât ce era înainte de Mihai Viteazu, cel puțin până în perioada Fanariotă, o Moldovă la fel, și cu lupte pentru tron, că așa se întâmpla, și cu o Transilvanie, în care revin principii, în general, de confesiune protestantă calvină, dar care au acceptat, cu un control din partea lor, existența mitropoliei ortodoxe de la Alba Iulia. Și cu relații între cele trei țări române, unor de o înțelegere mai bună, altor de conflict. Și cam așa trece secolul al XVII-lea. Numai că la sfârșitul secolului al XVII-lea avea să venea cu niște transformări foarte mari. Sfârșitul secolului XVII, începutul secolului XVIII, avea să schimbe foarte mult situația în toate cele trei țări române, dar cel mai mult în Transilvania. Așadar, la 1680, Transilvania avea principe Calvin, populație majoritar românească creștină ortodoxă, săsească luterană, cea ungară și secuiască, majoritar Calvin și unitarie. Și foarte puțin catolici rămași în Transilvania. Așadar, în timpul secolului al XVI-lea, lupte religioase, în Transilvania catolici cam pierdută. În anul 1683, are loc al doilea asediu al Vienii, organizat de Imperiul Otoman, numai că de data aceasta, conducătorul campaniei nu a mai fost sultanul, așa cum s-a întâmplat cu Soliman Magnificul la 1527, ci marele vizir, adică un fel de prim-ministru, care ajunge la Viena cu o armată foarte puternică și care putea să cucerească Viena fără niciun fel de problemă. Dar turcii s-au învins singuri. Se mai poate și așa ceva. Păi cum? Păi, pe lângă marele vizir, era și pașa de la Buda, cel din Ungaria, care nu-i convenea să fie cucerit de Viena. El era pașa într-o provincie de graniță, cu multe avantaje, știți? Tot timpul la graniță mai fac fel de fel de trafic economic. Dacă se cucerea Viena, el venea un pașa interiorul Imperiului, deci mai puțin important. Ceea ce a dus la sabotaj. Conducătorul campaniei, marele vizir, vrea să cucerească Viena, dar nu vrea să o distrugă. Putea să pună tunurile pe aia să facă praf. Nu. De ce? Că vrea să încoroneze el în Viena. Păi, așa oraș să scape, să devină doar un simplă provincia sultanului, parcă nu-i convenit.
Inclusiv al nostru Șerban Cantacuzino, care a trebuit să însoțească armata otomană, în loc să tragă cu proiectile cu ghiulele de fier în viață, a cu proiectile de cărți. Și mai și informate apărtări se întâmplă. Așadar, otomanii se înving singuri la subzidurile Vienei, vine Ian Sobieski, regele Poloniei, și obligă să plece. Dar târziu. Până atunci puteau să cucerească Viena. Numai că perioada și această, să spunem, înfrângere otomană nu avea să se oprească la plecarea lor de la Viena. Și acum are loc un proces foarte amplu de cuceriri pe seama Imperiului, pe care îl vom numi și Habsburgic. Este nimic altceva decât vechiul Imperiu Roman de națiune germană, întemeiat de Otto I în anul 963 după Hristos, și care avea să fie confiscat de familia de Habsburg, mai ales după războiul de 30 de ani, după pacea din Westfalia de la 1648-49. Și armata imperială germană, dar era o armată generală, armată de mercenari, multinațională, plătită de împărat și condusă de Eugenio de Savoia, un general italian, dar putem spune un geniu militar. Și după 1683, această armată imperială avea să cucerească foarte multe teritorii. Ungaria, Croația, o parte chiar din Serbia, și mai târziu, în secolul XVIII, Imperiul Habsburgic n-a făcut altceva decât să ocupe chiar și o parte din Polonia care îi salvase. Și tot această armată, sau corpul ei, avea să ajungă, bineînțeles, în Banat, pe care avea să cucerească, și în Transilvania, în Principatul Transilvania, unde au găsit un context ostil. Imperiul Habsburgic era un imperiu catolic foarte rigid. În Transilvania, am spus, catolici vreau mai români ortodoxi, sași luterani și unguri secui, calvini și unitarieni. Ce se întâmplă în Transilvania? Începe război civil. Adică de pe la 1685 aproximativ, când încep să ajungă Habsburgii în Transilvania, și până pe la 1712, avem un război civil, despre care trebuie să vorbim mai puțin acum prin manuale, și anume războiul curuților. Curuți adică frați de curuci, în care au luptat de aceeași parte și români, și unguri, și parțial sași, și securi. Împotriva invadatorului, Habsburgii. În urma acestor lupte, care au durat, a fost peste 25 de ani, Imperiul Habsburgic reușește să cucerească și Principatul Transilvania. Credeți că vrea să oprească la privată? Nu, a fost treacă și în țara românească. Adică Șerban Cantacuzino, care i-a ajutat, să nu mai conta. A vrut să treacă în țara românească, dar au fost două lupte. Una în 1688 la Bran și una decisivă de data aceasta în 1693 la Zărniști. Când? O alianță constă de Constantin Mâncoveanu, dar știți că sunt era Constantin Mâncoveanu? Cu turcii și cu tătari. I-au învins pe Habsburgi la Zărinești și au oprit granița cu Imperiul pe Carpați. Gândiți-vă că această graniță, care a fost stabilită în urma acestei victorii ale Constantin Mâncoveanu, în alianță cu turcii și cu tătarii, împotriva Habsburgilor, avea să stabilească granița pe Carpați până la 1916-1918, timp de peste 200 de ani. Pacea se încheie în 1699 la Karlovitz, și care consfințește această graniță, iar în Transilvania luptele au să continue până prin 1711-12. Ce fac Habsburgii când ocupă Transilvania? Îi țin în puf pe locuitor? Nu. Administrație germană, hotărâtă de fier. Vorba ce? Am scăpat de jugul de lemn otoman, și am dat peste jugul de oțel cel mare. Cam asta s-a întâmplat cu Transilvania după 1699. Mihai Vitan ce a făcut primul lucru? Cu antemeia mitropoliei ortodoxă la
Albert, ce a făcut Habsburgii, unul din primele lucruri după ce au ajuns în Transilvania? Au desfințat. Mitropolia Ortodoxă în Transilvania. Și cum contextul era total ostil din punct de vedere confesional, Imperiul Habsburgii, v-am spus, era un imperiu catolic, foarte rigid. Ce au zis? Românii, după cum vorbim, nu aveau drepturi politice. Nici sociale. Inclusiv preoții ortodoxi nu erau recunoscuți și nu erau scutiți de îndatoririle țăranilor. Și atunci s-au gândit să atragă o parte din populația românească, dacă nu toată, creând o nouă confesiune. Bine, nu apare chiar acum. Începuse cam cu 50 de ani mai înainte, în alte teritorii ocupate, da, și asemănătoare. Și ce fac astăzi? Amestecă religia cu politica. Și spun așa. Vă oferim drepturi politice și sociale tuturor românilor ortodoxi și preoților ortodoxi care vă uniți cu Roma. Adică veniți la ascultarea papei. Dar știau că dacă o fac în varianta totală, rezultatul va fi unul mic. Și atunci au zis. Din punct ritul, vi-l păstrați pe al vostru. Și vă acceptăm ca pe o biserică. De rit grecesc, de asta au spus ei, nu au fost termen de ortodox, adică de drept credincios, și au folosit termenul de grec în sensul că e specific grecilor, ritul ortodox. Dar din punct de vedere dogmatic, vă dați cu ce zice papa. Bun, din cele 4 plus 3 puncte de diferență mari la dogmă, sau la cele 4 care aveau legătură și cu istoria și cu vechea întâlnire de la Ferrara, Florența, din 1437-38. Și anume, acceptați fiile orfene, acceptați purgatorul, împărtășania cu pâinea aceea fără aluat, vazbă, și îl recunoașteți pe papă, că asta era pentru cel mai important, drept capul suprem al bisericii. Partea cu harul creat și necreat nu a fost pusă în discuție, cealaltă cu Imaculata Concepție și cu adormirea sau și apoi creația cea mai nu a fost pusă în discuție. Doar cele 4. Adică cumva un fel de 2 feluri. Ca dogmă sunteți cu papa, ca rit, vă păstrați ritul vostru. Și de asta a fost numită greco-catolică, adică de rit grecesc și de dogmă catolică. Sau unită cu Roma, readusă la ascultarea Romei. Ce efecte a avut această uniație? Pe termen lung se vede și astăzi o fractură în interiorul populației românești din Transilvania. Confesional. Pe termen scurt, promisiunile de a fi scutiți de îndatoririle pe care le-au luat toți țăranii pentru preoții care s-au unit cu Roma, credeți că a fost imediat pusă în aplicare? Nu. Spunea domnul Ioan Aurel Pop despre Ioan Inocentie Micul Clar. Deci am încercat să prezint complementar, să nu repet informații. Dar bine spune. Ioan Inocentie Micul Clar s-a născut greco-catolic, adică părinții deja trecuseră la greco-catolicism. Ange episcop și se luptă pentru drepturile promise cu vreo 50 de ani înainte, 40-50 de ani înainte. Pentru că nu erau puse în aplicare. Este adevărat că pe nivelul recunoașterii confesiunii greco-catolice la nivel administrativ, o parte din ei au avut acces în diferite școli și astfel, pe nivel cultural, a existat o direcție de creștere. Dar pe partea cealaltă au fost probleme în, v-am spus, această fractură confesională. Numai că mai este un punct care este foarte important de zis. Dacă nobilii români, prin convertire la catolicism în evul mediu, și-au pierdut identitatea națională,
greco-catolici din Transilvania nu și-au pierdut identitatea națională. Adică în ceea ce privește calitatea sau, să spunem, identitatea mai bine de români, și-au păstrat-o întru totul. Dar viața de zi cu zi a ținut din ce în ce mai greu. Taxe și impozite mari, obligații sociale foarte mari, iar la nivel religios, la jumătatea secolului, 18 aproximativ, dar pe o durată de mai multe zeci de ani, împărăteasa Maria Tereza îl trimite pe generalul Bukov să aducă la ascultare de către Biserica Română pe toți schismaticii ortodoxi. Și ce face Bukov? Se apucă și trage cu tunuri în toate mănăstirile și bisericii ortodoxe din Transilvania. Deci unul peste 75-80 de mănăstiri ortodoxe în Transilvania, în maniera cea mai dură posibilă. Putem face comparația. Dobrogea ocupată de otomani și Transilvania ocupată de Habsburgi. Păi în spațiul ocupat de otomani, știți că otomanii au fost foarte, foarte, toleranți din punct de vedere religios, mai ales dacă religia celorlalți era una revelată. Știți cum rezolva toată problema? Cu o taxă în plus. Vrei să rămân creștin? Și în Grecia, și în Bulgaria, și în Serbia, și în Dobrogea noastră. Bine, cu perioadele de persecuție mai puternice care au mai existat. Plătește o taxă în plus. Bineînțeles, biserica nu a vrut să fie prea înaltă și fără clopot, ca să ne deranjeze pe noi. Dar altfel, tot ce fac. Habsburgii, nu. Și în acest context sunt multe probleme. Și apoi social și economic. Păi, mijlocul de trai cel mai important era cultivarea pământului. Pământul era în proprietatea câtorva mari familii foarte bogate. Că unele la origine fuseseră românești și își pierduseră identitatea națională, că altele erau ungurești și așa mai departe, românii nu prea mai aveau proprietăți. Orice țăran, indiferent de originea etnică, indiferent de limbă, indiferent de confesiunea pe care o avea, avea niște obligații. Cea națională vine peste cea socială, problemă. Și anume, pentru o bucată de teren obținută în folosință, trebuia să plătească 10 ani. Mai erau taxele cele către administrație. Și mai era obligația în muncă neplătită pe moșia nobilor. În Transilvania era un mic grof, din limba germană, graf, adică conte, în fine, cum era, nobil, la așa, cuprinzător, i-a numit grof, din graf, din limba germană. Această obligație de muncă, fără plată, era foarte diferită de la o țară la altă. O comparație foarte simplă. În țara românească, știți că era în secolul 17, 18, 19, obligația de muncă pe moșia boierului pentru lotul în folosință, 12 zile pe an. În Moldova, 6 zile pe an. În Transilvania. Erau două categorii de țărani. Jeleri și obagi. Jeleri aveau obligație de 3 zile și obagii de 4 zile. Dar nu pe an, nici pe lună, ci pe săptămână. Adică diferența era una enormă. Bașca, țara românească și Moldova, după jumătatea secolului al XVIII, după Constantin Mavrocordat, țăranii sunt eliberați, adică sunt liberi juridic, nu sunt în proprietari, dar se pot muta de pe o moșie pe alta liber. După ce își încheiau socotelele cu boierul, puteau să plece. În Transilvania nu puteau. Așadar, o situație foarte grea, care avea să ducă la izbucnirea răscoalei de la 1784-1785, cea condusă de Horia, Cloșca și Trișa. Așadar, avem o perioadă foarte complicată.
și care avea să meargă înainte cu unele transformări până spre secolul 9, sfârșit de secolul 19 și început de secolul 20. Așadar, statutul Transilvaniei după 1699 a fost acela de provincie în cadrul Imperiului Habsburgic, administrată de la Viena prin intermediul unui guvernator și a unui parlament local numit Dieta, care de obicei avea să întâlnească pe la Cluj-Napoca, dar și pe la Sibiu, avea să-și mai schimbe locație. Bine, Alba Iulia inițial și tot așa. La 1848-1849 avem binecunoscuta revoluție la nivel european, care începe în Franța, apoi în Italia, în Ungaria și în țările române. În acest context, mai întâi izbucnește în Ungaria revoluție, la Budapest. Și conducătorul revoluției Ungariei, Lajos Kossuth, împreună cu generalul care avea să le conducă armata, Bem, de origine poloneză, dar mercenar plătit, ce fac? Atacă toți vecinii, și Slovacie, și Croație, și în Transilvania, cu intenția de a rupe Ungaria de Imperiul Habsburgic și de a crea o Ungarie mare, care să cuprindă și teritoriile tuturor vecinilor. Revoluția este una foarte violentă. Încep cu masacre, adică cei 13 generali care au statui refăcute la grad, n-au masacrat de vreo 40-50 de mii de români în prima fază a revoluției. Și în acest context, românii, care erau pe punctul de a-și pierde inclusiv identitatea transmisă, de a fi, cum spun, înglobată într-un nou stat pe care vecinii de la vest încercau să-l creeze, au loc adunările de pe Câmpia Libertății de la Blaj. Și vreau să mă opresc doar la doi oameni. Sunt mai mulți atunci în Transilvania, că trebuie să le cinstim memoria. Dar sunt doi care sunt cu totul și cu totul special. Unul este Sfântul Andrei Șaguna și unul este Avram Iancu. Andrei Șaguna a reușit să facă niște lucruri extraordinare. Și în perioada pre-revoluție, și în timpul Revoluției, la 1848-1849 și după aceea. În primul rând, temează peste 300 de școli confesionale cu predarea limba română. Deci a avut interesese învățământul limba română. Întemează cel mai important liceu de la Brașov, care poartă numele Andrei Șaguna. Și reîntemează Metropolia Ortodoxă a Transilvaniei, dar nu mai reușește la al doilea, ci la Sibiu. De ce? Redă o structură românească, eclesiască pentru oamenii autorii din Transilvania. Pentru că în timp de 150 de ani au fost supuși către Mitropolia de la Carlovaț, să iubească. Iar la 1848 este cel căruia îi datorăm, în primul rând, a spus nu singurul și nici nu putea singur, dar în cea mai mare parte îi datorăm organizarea marilor adunări de pe Câmpia Libertății, la Blajul de Națiunea Română, s-a delimitat total de Revoluția Ungară și s-a pus pe poziție chiar opusă. Și celălalt este Avram Iancu. Avram Iancu reușește să facă un lucru extraordinar. Reușește să organizeze pe români din punct de vedere militar, deși nu avea decât 24 de ani, și transformă Munții Apuseni într-o cetate pe care nu aveau să o cucerească nici armata revoluționară ungară și nici cele contrarevoluționare austriacă și cea rusă venită în sprijinul celei austriece. Planul era de organizarea 4 legiuni pe model roman și în partea de munte și în partea de câmpie, dar singura care s-a reușit a fi organizată bine este cea condusă de Avram Iancu, legiunea a doua, Aurelia Gemina numită.
Cipronul căpitanii săi au transformat munții Apuseni într-o adevărată cetate, care a rămas românească pe tot parcursul Revoluției în 1848-1849, și care a reușit ce? Să păstreze identitatea Transilvaniei în cadrul Imperiului Habsburg. Așadar, nu s-a încercat dar erau conștienți că nu vor reuși să rupă Transilvania total de Imperiu, dar au reușit să-i păstreze identitatea distinctă pentru a nu fi înglobată în ceea ce încercau să facă Lajos Kossuth-Schelling, adică o Ungarie mare, un alt stat rupt de Imperiul Habsburg. Și la venirea lui Franz Josef pe tronul Imperiului, în 1849, situația și inclusiv din punct de vedere social avea să se mai domolească. Așadar, această mișcare care a zguduit Imperiul nu l-a făcut să dispară, dar au început să apară și câteva mici situații mai favorabile. În perioada aceasta, Andrei și Aguna, Sfântul Andrei și Aguna, reîntemeiază metropolia și cele foarte multe școli despre care am vorbit. Și există și o perioadă foarte bună, 1860-1867. O perioadă liberală, în care, în cadrul Imperiului, se stabilește o decizie, și anume că în parlamentele locale, printre care și Dieta Transilvaniei, reprezentanții să fie direct proporțional cu numărul locuitorilor, în funcție de naționalitatea fiecărui populație. Deci, timp de 7 ani, între 1860 și 1867, adică sfârșitul perioadei habsburgice, numărul majoritar al deputaților în Dieta Transilvaniei, dacă nu s-a mai întâlnit la Cluj-Napoca, ci la Sibiu, erau români. Și în perioada aceasta s-au luat mai multe decizii favorabile pentru rom. Numai că, în aceeași perioadă, Imperiul Habsburgic pierde niște lupte și pe frontul din Italia și pe frontul din Germania. Apare Italia, apare Germania, cu teritorii parțial foste Habsburgice. Imperiul este în degringoladă economică, socială și militară. Și atunci se ajunge la o altă decizie administrativă, care pentru românii din Transilvania avea să fie cruntă. Și anume, reorganizarea Imperiului în două părți. Partea de apus, capitală la Viena, cu parlament și guvern la Viena, și partea de est, cu a doua capitală la Budapesta, cu guvern și parlament la Budapesta. Iar împăratul Franz Josef își lua titlul de împărat al Austriei și rege al Ungariei. Adică cumva reapărea, din punct de vedere istoric și cu numele, Ungaria. Ungaria dispăruse la 1526. Și apoi fusese o provincie în Imperiul Habsburg. Mai întâi Pașalucru, apoi provincie pe Habsburg. Iar la 1867, printr-un simplu act administrativ de reorganizare a Imperiului, apare Ungaria. Și cu parlament și cu guvernul la Budapesta, dar fără rege. Rege era același cu împăratul de la Viena. Și uitați cum Transilvania a fost dată pe tavă spre administrare de la Budapesta. Când mi se zice că Transilvania era înainte a noastră, pe vecini de la vest. Da. Dar după 1867, istoria lumii nu începe cu anul 1867. Păi înainte a fost provincia Imperiului Habsburg, păi înainte a fost principat, păi înainte a fost voievodat, și înainte erau trei voievodate și alea rămâși. Depinde cât înainte ne întoarce. După 1867, administrația ungară a făcut tot posibilul spre a o integra în Ungaria.
numele oamenilor. La botez, i-au trecut în acte. Dacă îl chema Ion, zicea Ianuș. Dacă îl chema Ion, zicea Iuri. Și așa mai departe. S-a încercat o deznaționalizare forțată. Însă, suntem în a doua jumătate a secolului al XIX. Suntem într-o perioadă în care națiunea română crease o serie de persoane și personalități intelectuale, cunoscători ai istoriei, care studiase în universitățile din Apus și Berlin și Viena, inițial Padova, Roma, Paris, mulți, și chiar la Budapesta. Și care aveau să se opună din toate puterile acestor decizii. Unul din aceste, spunem, eforturi a fost cel al mișcării memorandiste, 1893, când o serie de intelectuali români, numiți de Ioan Rațu, bunicul Ioan Rațu, care a candidat în 1990, și care fac un memorandum în care prezintă situația din Transilvania și îl duc împăratul de la Viena. Numai că împăratul de la Viena nu e treaba mea. Și l-a trimis la guvernul de la Budapesta. Și avem apoi persecuția, arestarea și ce s-a întâmplat după arestare cu liderii români. Adică, știți, închisoarea politică. Așadar, situația este una foarte clară și cu o luptă deschisă între administrația ungurească și românii care rezistau din răsputeri în Transilvania. E perioada în care Badea Crâncțan trece în munții în țara românească și Moldova și ce face? Duce cărți în limba română, care erau interzise în Transilvania. Tot el merge până la Roma, ca auziți, de columnă, pentru a vedea originea romană. Știți ce spus ziarele din Roma atunci când Badea Crețean a adormit obosit fiind la baza columnei? A coborât un dac de pe columnă, îmbrăcat în străile naționale și cu șuba ciobănească bine cunoscută. Ce au zis? A coborât un dac de pe columnă, ceea ce arată foarte clar continuitate. Și în această situație ne apropiem de primul război mondial. Un prim război mondial care, în niciun caz, nu a izbucnit din cauza asasinatului la Sarajevo, ceea ce l-a fost numai pretextul, pentru că țările mai mari erau foarte pregătite de război, și într-o parte, și în alta. De ce? Păi, unele aveau colonii mai multe, altele mai puține, altele deloc și cu toții vreau mai mult. De-aia a început primul război mondial. Pentru împărțirea și reîmpărțirea lumii și a coloniilor. Iar pretextul cu asasinatul de la Sarajevo a servit pe tavă acestor interese. Bun, România, ca și în alte țări, avea teritorii la est în Imperiul Țarist, teritorii la vest în Imperiul Habsburgic și un teritoriu la nord, să zicem numit impropriu Bucovina, care aparținea tot de Imperiul Habsburgic după 1775, dar atenție, cu un statut special. Pentru că nordul Moldovei, Habsburgii nu l-au lăsat niciodată în administrația ungară. Și deși geografic era dincolo, era punctul poate cel mai estic al Imperiului, avea statut de dominion și era administrat direct de Viena, a avut un statut special. Așadar, teritorii și în Imperiul Țarist, care în alianță cu Anglia și Franța formau Antanta, și teritorii în Imperiul Habsburgic, care în alianță cu Germania formau locul puterilor centrale. Așadar, România, ce avem de făcut? Interesul major și pericolul cel mare era cu deznaționalizarea română din Transilvania,
Dar era la fel de mare și cu cel din est, dintre Prucii și Nistru. Regele României, Carol I, neamț, mai neamț ca toți nemții, din punct de vedere al caracterului și al modului de viață și de gândire. Foarte rigid, dar și foarte riguros, cu ceilalți și pe el însuși. România avea alianță defensivă cu Germania. Așadar, la o primă vedere, alianța cu Germania și declararea războiului către Rusia părea un lucru normal la nivel internațional. Numai că, din punct de vedere al interesului național care eliberarea teritoriilor din Imperiul Austro-Ungar, scuzați, după 1867 vorbim de Imperiul Austro-Ungar, a Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului, unde trăiau cei mai mulți dintre românii din afara granițelor României mici. Primul Consiliu de Coroană, vara anului 1914, la Castelul Peleș la Sinaia. Majoritatea politicienilor, opinia publică, interesul național, de partea vechii noastre aliate Franța, și în contra cu Imperiul Austro-Ungar și cu Germania. Regele putea să decide de unul singur de ce parte între România în război? Nu. Dar avea drept de veto. Adică se putea opune decizii celorlalți. Uite așa, Carol I, care nu ar fi acceptat în veci să intre în război împotriva Germaniei, acceptă împreună cu ceilalți, ajung la un fel de compromis, ca să zicem așa, și anume neutralitatea României. Timp de 2 ani. Între timp, regele Carol I trece la cele veșnice și urmează nepotul de frate, Ferdinand. Despre care pot spune doar a fost mai român ca toți românii. Ce face Ferdinand? Stă și așteaptă în prima fază. Care e situația? Solicitările ca România să intre în război veneau și de o parte și de cealaltă. Chiar cu ultimatum și cu invocarea alianței de către Germania și a originii etnice și dinastice, nu? Ferdinand era tot din familia de Hohenzollern-Zimmerman, a doua cea mai veche din Europa, după cea de Savoia. Ce face regele? Va organiza al doilea Consiliu de Coroană vara anului 1960. Între timp, stabilește contacte și relația atât cu unii cât și cu ceilalți. Era clar că interesul României era de partea Franței, și a Rusiei parțial și a Angliei, pentru eliberarea Transilvaniei. Regele Ferdinand era conștient de faptul că dacă va intra în război împotriva Germaniei, familia îl va exclude total, ceea ce avea să se și întâmple. Și atenție, relațiile de familie pe atunci nu erau un lucru de nimic, mai ales că provenea din a doua cea mai veche familie din Europa. Și în vara 1916 ia decizia cea mai importantă și favorabilă României, cum avea să fie. Dar trebuie să vedem și aici, jertfă. Păi, conducătorul a pus, după multe secole, și cum nu avea să se mai întâmple, de la Constantin Brâncoveanu și până astăzi, interesul țării deasupra acelui personal. Și decide intrarea României în război de partea Franței, Rusiei și Angliei, declarând război Ungariei, cu indiferență față de Austria și părere de rău față de Germania. Dar alianțele erau foarte clare. Germania s-a simțit atât de trădată încât a trimis o parte din trupele de elită pe frontul românesc. Cele care aveau să întoarcă, de fapt, cursul războiului pentru un an și ceva. La noi, bineînțeles. Așadar, eu personal vorbesc tot timpul despre această jertfă personală a regelui Ferdinand,
care prin decizia de intrare în război pentru eliberarea Transilvaniei, își pierde apartenența la a doua cea mai veche familie din Europa. Și care stă în parte, și eu zic în mare parte, la desăvârșirea unității naționale. Dacă România nu intra în război de partea, punem corect, de partea opusă Imperiului Austro-Ungar, unirea în 1918 nu avea loc. Ce s-a întâmplat în primul război mondial, ar trebui să știm cu toți. E mult să intru în desfășurarea lui și nu am această intenție. Dar, atât timp cât ne-am luptat în prima fază cu Austro-Ungar, a urmat în una avansă. Când a venit ajutorul german și în lipsa ajutorului alianților pentru noi, în lipsa de Balcanii de la Tesalonic, care avea să fie după 2 ani și nu atunci cum s-a promis, în lipsa unui autor efectiv de armament din Rusia, de fapt, venea muniție din Rusia, dar știți, tunurile noastre aveau un calibru și proiectile din Rusia alt calibru. Adică ne uitam la tunuri și la proiectile. Cam asta se întâmplă. Și până la reorganizarea armatei de promisiuni, cu ajutorul misiunii franceze, conduse de Henri Perrault, și promisiunea pe care regele Ferdinand a făcut-o pe front, și anume că va împroprietări pe toți cei care luptă, sau pe urmașii lor, nu s-a întors rezultatul luptei. În 1917, pe linia Mănșești-Măruștoi-Tuz, au loc cele mai mari lupte de pe frontul de răsărit, în care armata română, deși mai puțin numeroasă, prin minune, cu ajutorul Dumnezeu nu putem să zicem altfel, dar învinge. Este pacea separată de la Buftea și București, din 1918, cu puterile centrale. Neplăcută. Dar tot regele Ferdinand a fost cel care ne-a salvat. De ce? Că nu a ratificat această pace și a putut fi denunțată, a fost folosită în lipsa ajutorului aliaților și apoi a fost denunțată ca fiind o pace nerecunoscută. Spunea și domnul Ion Arătă. Conform acelor prevederi, România dădea petrolul, pădurile și toate bogățiile până în anul 2011, adică 100 de ani. Ca să știți. Bun. Prin minune, România învinge în primul război mondial. Dar în Transilvania, în Banat, în Crișana și Maramureș, ce se întâmplă? Despre Moldova de Est am vorbit acum un an și jumătate, nu mai mult de data aceasta. Ce se întâmplă? Imperiul Habsburgic este în degringolare. Cu toții încearcă să acapareze un teritoriu cât mai mare și pe care să-l controleze, în primul rând militar, bineînțeles. În Transilvania, în 1918, izbucnește mica acela decât un adevărat război civil despre care se vorbește mai puțin. Pentru că administrația austro-ungară nu mai este ascultată și nu mai este, în fine, respectată de nimeni, nici nu mai avea de ce să fie ascultată și respectată. Nobilii locali cu armate mici, dar de obicei bine înarmate, bine înzestrate, se răfuiau cu țăranii și aveau loc masacre locale în multe locuri. Iar la Budapesta se încerca formarea iarăși a Ungariei mari, care se înglobeze și Transilvania, și Banatul, și Crișana, și Maramureșul, și dacă se poate păzi din Serbia, din Croația și de pe peste tot, din Slovacia. Asta era atmosfera în 1918, când armata română nu era în Transilvania. Și în acest context, liderii români, ce fac? Mai întâi declară independența Transilvaniei și apoi hotărăsc organizarea unei adunări care să decidă ce va face Transilvania. O adunare
în care să participe delegați din toate părțile Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Marea Mărușului, care apelul era să fie organizată oriunde, dar dacă se poate la Alba Iulia, care avea și, avea și o simbolistică puternică. Am vorbit despre Mihai Viteazu și despre proclamarea miracolului. Și așa sunt trimiși din toate comunele, orașele, diferite asociații profesionale, delegați către Alba Iulia. În total, 1228 de delegați. Dar Alba Iulia trebuia să fie un loc sigur. V-am spus, era război civil. Era iarnă, era foamete, erau multe lucruri. Exista inclusiv riscul ca această adunare să fie asaltată de o armată oponentă, mai mică, ori mai mare. Dar știți, 1228 de oameni cu mâinile goale, poate nu se pot opune nici la 100 bine înalmați. De aceea au fost două lucruri. Odată, Iuliu Maniu cu o parte din soldații români din armata Habsburgii, armata Austro-Ungară de pe front, care s-au întors de pe front, au organizat, spunem, o... E mult zis divizie, dar care să apere Transilvania și Alba Iulia. Iar apoi, mai ales din Țara Morților, au venit oameni călare, cu flinta la spinare și cu torba de grăniță. De ce? Ca să apere Alba Iulia. Iar cei 100.000 de oameni care au venit, sau peste 100.000 de oameni la Alba Iulia, au venit cu două motive. Așadar, vedem implicare, nu nepăsare. Odată, pentru a fi sigur că delegații vor vota unirea necondiționată cu România, care era dorința lor a tuturor, adică să fie unire totală, pentru că o parte vreau unire, dar condiționată de anumite reforme. Acele reforme s-au făcut de altfel, cea agrară fiind cea mai importantă și cea mai solicitată. Dar și pentru a fi sigur că cei 1228 de delegați sunt apărați împotriva unor posibile atacuri. Că au venit pe jos, în căruț, călare sau cu tren, dar au venit din toate părțile Transilvaniei, peste 100.000. Și acum 20 am fost tot peste 100.000, dar în niște condiții mult mai favorabile decât acum 100 de ani. Și atunci, la 1 decembrie, cei 1228 de delegați au votat unirea necondiționată a Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Marea Mărușului. Au votat în unanimitate cu România. Iar cei 100.000, peste 100.000 oameni, ce au spus? Noi vrem să ne unim cu țara. Așadar, unirea s-a făcut la 1 decembrie 1918. Iar teritoriul unit era mai mare. Era tot Banatul, era toată Crișana până acesta și tot Marea Mărușului. În anii următori, ce se întâmplă? Pentru că povestea nu se termină. Este un punct superb din istoria noastră. Greu, dar minunat. Nu trebuie de câteva luni. Și Ungaria nou formată, guvernul, primul guvern comunist al lui Bela Kun, atacă. Și România, bine, între timp armata română intră în Transilvania. Și Serbia și Slovacia. Și atunci are loc răspunsul și armata română ajunge la Budapest. Și defilează pe străzile Budapest. Și termină cu primul guvern comunist. Un guvern comunist care efectiv un pericol pe care inclusiv Occidentul l-a perceput nu departe în Rusia, ci de data aceasta foarte aproape de ei. Cu armata română la Budapest, aveau să înceapă 1920 tratatele de pace sau negocierile pentru tratatele de pace de la Paris-Versailles.
unde, într-adevăr, a fost o altă luptă. O luptă, de data aceasta, la nivel diplomatic. Care teritoriu rămâne într-o țară? Care teritoriu se dă celelalte țări? Și cum aveau experiență destul de lungă vecinii de la vest, încercau ca la tratatele de pace să nu se recunoască, să se recunoască cât mai puțin din teritoriul care se unise cu România. Dacă întrebăm vecinii noștri, ce o să spună? Că Transilvania a fost dată României la Trianon. Fals. Inclusiv documentul la Trianon, să-l citiți. Ce spune? Că recunoaște, ratific, recunoaște unirea Transilvaniei cu România. Păi dacă o recunoaște, înseamnă că nu o face. Era deja făcut. Numai că la tratat de pace se pierd câteva teritorii. Din Banat în Serbia, din Crișana în Ungaria și o politică din nordul Maramureșului în Slovacia și în Polonia. Așadar, la Trianon, România, nu acolo se unește Transilvania, Banat cu Crișana și Maramureș cu România, ci acolo se recunoaște unirea înfăptuită la 1 decembrie 1918, dar se pierd și anumite teritorii. Satul natal al familiei părintelui Nicolae, Michirec, un sat românesc, rămâne unde? Dincolo de graniță, la în partea Ungariei. Deși populația este aproape 100% românesc. Iar dintre cei 1228 de delegați, pentru că aici este și legătura cu biserica, unul dintre cine a fost? Tatăl părintelui Nicolae, Gheorghe Borbașiu, pe atunci învățător în satul Busasău de Criș și care avea să devină preot mai apoi, și care a fost unul din cei care, în 1981 decembrie 1918, au decis unirea cu România. Și pune povestea pe Nicolae, primul care a spus amin răspunând la strană, la slujba de tedeum care a fost organizată tot pe 1 decembrie la Alba Iulii. Este adevărat că pentru efortul diplomatic a participat mai mult. Avem să mulțumim și unor prieteni în afară, Emanuel de Maltoan, care ne-a sprijinit foarte mult, Francesca, a venit în Transilvania și a arătat cum că în multe teritorii care ungurii reprezentau ca fiind goale, treia populație românească. Dar o implicare foarte mare și pe care trebuie să spun acum la încheiere, este și cel al reginei Maria. Regina Maria, care era nepoata reginei Victoria Angliei, nepoata țarului Alexandru al II-lea al Rusiei, o persoană foarte puternică și foarte expansivă, deschidea orice ușă și știți ce făcea? Asta a făcut-o și în perioada premergătoare între România în Primul Război Mondial și în perioada de după încheierea Primului Război Mondial cu tratatele de pace. Știți ce le spunea Regina Maria? De la cursele europene. Că era în Franța, că era în Anglia, că era în Norvegia sau în alte părți, în Spania. Eu vreau să am o țară mai mare. Foarte clar. Eu vreau să am o țară mai mare. Și s-au conformat. Dacă le-a spus Regina Maria. Și aportul ei, inclusiv la tratatele de pace, a fost unul foarte important. Woodrow Wilson a susținut recunoașterea unirii Transilvaniei, Banat, Crișana și Maramureș, unirii și a Sarajevo și a Bucovinei și datorită întâlnirii cu Regina Maria. Așadar, în încheiere, ce pot să spun? Că istoria acestui teritoriu de la nord și vest de Carpați, pe care numim Transilvania, Terra Ultrasilvana, Ardeal, dar cel mai comun Transilvania, a fost inițial românesc. A trecut prin mai multe faze, timp de 1000 de ani,
până când s-a reîntors în România. Așa că, dacă a fost altcuiva, depinde cât de în urmă ne întoarcem. Și ce să zic, Doamne ajută ca Transilvania și toată România să rămână la ea acasă și părțile care încă mai privegesc în altă parte să se întoarcă și ele, că tot ai noștri sunt cu toți. Cam asta, Doamne ajută. Și invit pe... pe... Are o cheiere artistică. Și invit și pe cei de la ATR să vină alături. Acum o să, așa, pentru a sărbători 1 decembrie, o să cântăm un cântecel care ce face? Concentrează toată istoria noastră. Un cântecel la care am adăugat și o strofă, dacă nu vă place, eu sunt. Da? Avem o țară unde am stăpânit odată viteji de-aș bărbați nemuritori și unde stau de beacuri la olaltă izvoare vân și munți cu fruntea-n țăr. Avem troițe sfinte, altare și icoane și candele cu mii de pâlpâiri. Avem atâtea lacrimi și prigoane că ne e plin pământul de martiri. Avem la purna sfârșitiu cu Duhul pe cer ce-a stat ortodoxiei scut și azi ne vom chema să plângă apusul. Va răsturna cinci veacuri de pământ. Avem pe Brâncoveanu pildă tare, căci pruncii lui sub sabii au căzut, ca să păzească fără de schimbare credința dreaptă în care s-au născut. Avem Ardealul Sfânt, pământul răstignirii, Utunul sfânt pe cale cel viclean. Avem ierarhii sfinți pe iancuri și martirii, pe Horia tras, pe roată pentru neam. Azi iarăși te-au suit vrăjmașii tăi pe cruce, ardeal cu trei culori împodobit, scriind deasupra vina ta cu sânge, aceea că ortodoxia iubit. Avem la Petru Vodă un mare sfânt cu noi, pe cel ce-n temnița mărturisit credința cea adevărată ortodoxă și patria cea sfântă în care a trăit. Avem un rai de sfinți în temnița sa moarte și aruncați în groapă neștiuți, dar astăzi dând pământul la o parte, ies moaște sfinte în zeghe grea de deținuți. E jertfa lor de veacuri mărturia, ce strigă din morminte până la noi, să apărăm cu râvnă ortodoxia și acest pământ de sfinți și de s-a plăcut, da? Dacă sunt întrebări, vă răspund. Întrebările puteți să le puneți pe Facebook. Că nu am. Nu de alta, dar sunt și foarte multe. Vreau doar să le mai un lucru, că a fost delicat fratele nostru Mircea. Și n-a vorbit despre afortul reginei Maria și la hotărârea intrării în război. Adică totuși, prin rudenia sa, din două părți, din partea Antantei,
sprâncenia lui Ferdinand din partea Germaniei, deci doar dintr-o parte a fost în minoritate, așa că n-avea cum să biruiască, dar oricum jertfa regelui Ferdinand nu este deloc de neglijat. Și iarăși mie îmi place să accentuez un lucru legat de unire, de faptul că, așa cum a spus el, tratatul de la Paris se face cu armata română în Budapesta. Era foarte bine că țara noastră era mai mare, că regina a avut o țară mai mare. Pentru că dacă n-ar fi avut o țară mai mare, Rusia ar fi făcut ce ar fi vrut. Adică ar fi întins comunismul foarte repede în Europa, s-a lovit de polonezi. Foarte interesant, Polonia a reușit să învingă Rusia în același an 1919 și România a reușit să oprească ofensiva comunistă plecată din Ungaria, de fapt să o anihileze. După aceea comunismul s-a întors și acum toată lumea și ia banii înapoi, adică și Austro-Ungaria ia pădurile și petrolul, și rușii și comunismul, mă rog, rușii, nu comunismul, ne ia tinerii. Și ne deznaționalizează și ne face să ne pierdem identitatea religioasă și statutul social, pentru că suntem sclavilor. Dar noi credem că așa cum am reușit în 1000 de ani, am reușit și acum să ne păstrăm români, ortodoxi și uniți. Vă mulțumesc pentru această, pentru felul în care ați participat. V-a hipnotizat aproape discursul lui Mircea, care a fost mai puțin sufos decât mă așteptam, foarte exact, foarte clar și mulțumesc foarte mult pentru a doua intervenție pe care o are la conferințele noastre și îl așteptăm și pe viitor. Vă mulțumim, să încheiem cu rugăciune. Cu bine, sunt adevărat, să trecem pe tine să toarnă, Dumnezeu cea pură,